În ciuda faptului că au fost presați în mod repetat în timpul campaniei electorale, reprezentanții blocului politic Victoria au mers la urne pe 3 noiembrie și și-au îndeplinit datoria civică. Politicienii au declarat că au votat pentru schimbări pozitive, precum și pentru un viitor prosper al țării noastre. Membrii grupului parlamentar Victorie au îndemnat cetățenii să iasă la vot, menționând că astăzi fiecare vot poate fi decisiv. Astăzi este o zi foarte importantă pentru țara noastră și în primul rând chem pe toată lumea, absolut pe toată lumea, să meargă la urne și să-și exercite dreptul constituțional și să voteze pentru viitorul Moldovei. Eu, desigur, am votat pentru o Moldovă liberă, suverană, prosperă, pentru o Moldovă cu o politică externă echilibrată, pentru o Moldovă fără dictatură, fără represiune, cu libertate de exprimare. În ciuda faptului că am câștigat la referendum în primul tur și victoria a fost furată, îi îndemn pe toți să iasă astăzi, în această zi importantă, și să aleagă un președinte pentru următorii 4 ani, un om care va readuce legea în țară și va asigura un parcurs suveran și prosper pentru țara noastră. În primul rând am votat pentru demnitate, am votat pentru ca țara noastră să meargă pe calea creației, pe calea reconstrucției. Am votat împotriva cerșetoriei, împotriva xenofobiei dezlănțuite de autorități în ultimul timp. Am votat pentru ca Moldova să treacă prin procesul de demaiaficare. Pentru asta am votat astăzi aici. Îi doresc țării noastre un viitor stabil, previzibil. Le doresc tuturor cetățenilor noștri să răsufle ușurați după asta. Fac apel la toată lumea să iasă la vot și să se exprime cu privire la ceea ce s-a întâmplat în țara noastră în ultimii 4 ani. Vorbiți despre ce fel de viitor văd cetățenii noștri.